Să rămână, bine te-am găsit, încet. Ăsta e scaunul cu noroc. Pentru unul singur, nu pentru mai mulți. Viorica, Viorica, de când te aștept eu aici, Viorica? Și eu așteptam să vă întâlnesc. Îmi doream. Nu ne tutuim așa, adică nu mă las să spun Viorica. Ba da. Îi voie? Cum să nu? Ce faci, Viorica? De unde ești? Eu sunt născută în Moldova, într-o comună, Ilișeu Horia. Nu știu pe unde vine asta, recunosc. Aproape de orașul Dorohoi. Dorohoi. Județul Botoșani. Botoșaniul ăla care e atât de frumos. Iar de 49 de ani locuiesc în Ploiești. Păi, acum 49 de ani, pe Ceaușescu ai plecat, așa-i? Da. Dar de ce? Cum? Că de sunt ce? Cam micuță, am decât 68 de ani. 68 de ani. Dar de ce ai plecat? Când? De ce ai plecat acum 49? Da, după căsătorie. Te duci unde te duce, bravo, soarta sau necaz. A fost bucurie. În cazul meu a fost mai mult supărări, dar asta zău. Au fost, au trecut. Eu sunt o luptătoare. Ce ai făcut, zim, cu ce te-ai ocupat? Ce ai făcut? Prima dată am luat-o cu virgulă, croitoria. Am lucrat la croitorie, nu se câștiga, am plecat din cooperație, am mers la spitalul județean, am mers pe secție infirmieră, undeva unde mureau tineri, pe mine sufletul meu m-a zdruncinat. Am dat niște examene și am plecat la serviciu de aprovizionare, crezând că fac mare lucru. Ai plecat și de acolo? Nu, am stat, am lucrat 33 de ani. Am ieșit la pensie acum 8 ani cu 627 de lei. Cât? 627. Asta e pensie nesimțită. Da. Adică n-o simți. Nu, nici vorbă. Acum am exact cât au cei cu ajutorul social. Cât? Adică 1348. Măi, Viorica, 1348 de lei după câți ani de lucru? 33. Firai, cum mama, zici la doctor, cască gura, zi 33. Viorica, 33. Hai să dea Domnul, să dea Domnul să fie bine. Încep? Da. Vezi că încep. Ascultă, uite ce simplu ăsta, 4 litere, 400 de lei, zice așa. Salutul unei despărțiri, gata, definitive. Adio. Adio, dar rămân cu tine, Viorica, perfect, bravo. În 3 secunde avem 400 de lei. Nepoții cât au? Luca, care m-a înscris, datorită lui sunt eu aici și mi-am plinit visul să mă întâlnesc cu tine, a zis, Bunela, te duce acolo că tu ești deșteaptă. Bravo! Cât Luca, are Luca? Cât 13 are? Ani. 13 ani. Și Antonia, 20. E, la Luca m-aș gândi acum, că mai încă-i copil Luca, cloanța din poveștile pentru Luca, încă-i copil Luca. Baba. Baba cloanța! Nearticulat. Nearticulat. Babă. Babă! Bravo, Viorica! Îmi place cum jucăm. Stăm bine. Perfect. Avem 800 de lei în 6 secunde și mă duc la 500 de lei, la 5 litere. Să n-ai emoții. Oricum emoții nu am. Aia zic să nu le ai. Nu. Bravo, îmi place asta. Nu. Viorica, verb la infinitiv. A indica cu degetul o persoană sau un obiect. Arăta. Ai, 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 ai. 10 secunde, are 1300 de lei. Maria, Cristi, țineți-vă bine. Auzi, ăsta e un cuvânt pe care eu cred că ăștia mici, uite cum e Robert la 20, s-ar putea să nu-l știe. Teren special pentru pășunat. Ăștia mici sunt numai pe calculatoare, numai pe TikTok-uri, numai literă. Pe... Nu mai... Islaz. Cum? Islaz. Merg vitele la pășunat. L-am rupt, foarte bine, rupă. Ai auzit, Robert, de islaz? Da, nu-i chiar așa un cuvânt rar, nu? Nu e foarte rar. Bravo, islaz. 20 de secunde, avem 1700 de lei. Mă duc la 6. Totul nu mai vechi așa. Totul nu, un pic mai vechi așa. Standuri la piață. Știi standul cum? Standul. Litera. Hai o literă. Literă. Teșghelele unde vând tot felul de... Tarabă. Tarabe. Tarabe, că standuri, bravo. Viorica. Viorica. Bagi spaima în oamenii ăștia de aici. Acum ai acum. Fii atent. Tu să-ți o imaginezi.
plantă decorativă, are frunze dințate și iubitoare de umezeală. Eu cred că o ai și acasă. Eu cred că o ai. Ai plante acasă, în apartament? Literă. În păduri o găsești, la munte, în zonele muntoase. Îi place umezeala. Ferigă. Bravo, măi, Viorica. Măi, țineți-vă bine. E floarea dragostei. Feriga, cu da. Zimții aia, da, da. Tu faia, știi? Așa știu, eu am acasă. Eu ce am zis? Ai feriga acasă? Da. Am nimerit-o. Nici nu-i greu de îngrijit, așa e? Feriga nu-i greu. Nu. 700 de lei. Ce bine jucăm, eu. Și auzi, mai avem 3 minute și 15 secunde. Asta e interesant. 3 minute și 15. Ai făcut și, mă uit acum pe cartea ta de vis, ai făcut și cursuri de voluntariat la Crucea Roșie? Da. Mare lucru. Și am și o diplomă frumoasă. Bravo. Da, important e că ai simțit o nevoie. Da, îngrijesc bătrâni cu atâta devotament. Îmi dau și contracost, adică merg, dar pun suflet. Unde îngrijești acolo? La domiciliu. La domiciliu. Da. Pentru că din pensia asta e... Greu de trăit. M-a încurcat pensia asta doua ai tu. Adică nici nu credeam că... Viorica, da. Viorica, 69 de ani. Îmi place cum joci. Foarte bine. Ascultă-mă. Fia. Tot așa mai dă de mult. Biscuiți, sandwich, au nume de femeie, de doamnă. Literă. Ah, cât de simplu e. Literă. Crocante, așa, nostalgie. De când erai tu, de mulți ani. E în România, toată lumea știe despre asta. Eugenia. Mai multe. Eugenii, și de post. Se mănâncă și de post, Eugeniile. Bravo. Ăle mai dulci lucruri ai observat că încep cu litera E. Eugenie, Eclerul. Asta e interesant, cu litera E încep el. Viorica, fii atentă. Tu ascultă-mă să zic. Uite aici, verb la infinitiv. Atrage atenția celorlalți participanți la trafic. Literă. Asta e un pic pe logic, așa. Literă. Maria. Te știi? Literă. Deci, când reacționezi acustic la comportamentul altor șoferi. Claxoane. E verb. Claxona. A claxona, dă-i tare, zi. Claxona. Claxonează mama lui de buton. L-a luat careva, Dane, claxonatul mai dă de mult, da? L-am luat, da. Bine, Dane, perfect. 3500 de lei. Mă duc la alea grele, Viorica. Da. 2 din 8, 2 din 9 și 2 din 10. Eu sunt învățată cu greu. Ca tot omul la 69 de ani, trecută prin multe. Mi-a spus o prietenă să vorbesc moldovenește. Și i-am spus, Dorina, dar mă fac de râs. Și dacă ești plecată de atâta vreme din Doropol? Eu tot moldovenește vorbesc. O ții încă în suflet. Eu aici mă forțez. Să vorbești așa, da. Domnește, cum ar veni? Da. Păi ce te forțezi? Păi sunt o doamnă, nu vedeți ce mi-a făcut? M-a machiat. Te-ai machiat, te-ai aranjat. Da. Viorica, hai să merem, da? Doamne ajută. Mereuț așa. Auzi? Gropițe și denivelări la nivelul epidermei. Secretul e ce înseamnă epidermă. Știi epiderma ce e? Pielea. Bravo, Viorica. Literă. Deci. Literă. La nivelul pielii, țesutul adipos. Tegumente. Literă. Ei, mama lui, bine că n-ai, că uite că nu merge atât. Literă. Eu am tăcut, nici nu ți-am, nici dar nici nu. Aspectul ăla ușor inestetic al pielii, zice într-un fel, Viorica. Mă, și se vorbește, fetele vorbesc acum, astea tinere, numai despre asta vorbesc. Unde te uiți pe TikTok, peste tot, numai despre... Auzi? Celulit. Pe coapse. Celulită. Celulita! Celulita, că toată... Și nu știu dacă n-am și eu. Las-o, da, fetele de 20 de ani acum, numai celulită pe Instagram, unde te uiți, celulită, cum să scopăm de celulită? Ce, ai luat Maria celulită asta? Ai prins? Da. Nu l-ai prins scris? Da. Cuvântul? Da. A, nu mă, nu te-am întrebat, dacă ai prins cuvântul, te-am întrebat. Ce ai celulită? Nu asta te-am întrebat, dacă ai prins cuvântul. Da. L-ai luat, Robert? Da. Adjectiv feminin. Arată stare, însușire. Viorica.
care a fost pusă la cale, dar din timp. Literă. Ai o literă. Literă. Cum ar veni, a trecut printr-o pregătire, știi, prealabilă, s-a pregătit, adică a fost... Literă. A fost acțiunea aia gândită strategic, adică a fost... Literă. 400 de lei mai din cuvântul ăsta, că fiecare literă înseamnă 100 de lei. Auzi, care a... Plănuită. Premeditată, am vrut să zic eu, plănuită e varianta corectă. Fai, ce bine jucăm, 4300 avem. A, puteam și mai bine. Las-o așa. Las-o așa. Mulțumesc și pentru asta. Așa-i? Rugăciunea bună aia de mulțumire. Da. Să ne mulțumim, bravo, bine, Viorica. Acum vin la 900 de lei. Zic așa. Ai, ce bună e asta. O moldoveancă, gătești, nici nu te mai întreb, n-ar rost să te întreb de... Gătire, Viorică, lentă, cu ajutorul unei tehnici speciale, cu capacul. Literă. Deci cu cap... un aliment e gătit lent, la foc mic. Și cu, știi, ei... Înăbușite. Literă. Tipul de gătit... Ești acolo, ești în cuvânt. Legumele se călesc. Măi, vezi că ai butonul ăla, că eu nu pot să... Literă. Măi, Viorica, tu ai fost în cuvânt. Înăbușite. Procedeul se numește, acțiunea se numește... Acțiunea. E bine cum zici... Înăbușire. Ăsta e! Auzi, 4900 e bine? Vai, un minut mai am. Un minut pentru trei cuvinte. Aici un pic, să vedem la timp. Un minut, trei cuvinte. Las că e bine, las că e bine. Da. Îl zic? Da. Viorica, ascultă-mă. Da. Care vor să persevereze cu orice... Literă. Vor întotdeauna să se autodepășească. Vor întotdeauna genul ăsta de oameni care nu se lasă până nu reușesc, măi, Viorică. Ăia care nu se lasă până nu reușesc sunt un fel de oameni. Sunt oamenii... Ambițioși. Cum? Ambițioși. Ăsta e! 5200. Na, fii atent acum. 2 din 10. Iei 1 din 10, ai 6200. Încă 1 din 10, ai 7200 de lei. Poți să mai ieși litere, numai să ai grijă la timp. Timp. 40 de secunde. 40 de secunde, nu mai mult. Viorica, îl zic pe ăla de 1000 de lei? Da. Un pic să te gândești și să și ce litere, da? Da. Vehicul adaptat pentru a fi mai stabil... Și literă. Ușor de... Vezi să nu apeși, că dacă apeși... Literă. Deci, literă. E mai ușor. E propulsat manual, poate să fie și motorizat. Măi, tu ai apăsat că știi, Viorică, sau nu că bușbâim? Nu mai bun era. Auzi, ăia care învață să pedaleze merg cu așa ceva. Vezi că poți să iei 600 de lei din cuvântul. Biciclete. Bicicliști. Da, dar ăla ca... Bicicleta nu e foarte stabilă. Știi? Înainte de... Triciclete. Una! Tricicletă. L-a luat! Ia. Tricicleta e stabilă, știi? Da, aia, da. Că bicicleta deja ești mare, dar tricicleta e stabilă, poți să... Bravo, Viorica. Viorica. Trage aer în piept. Trage aer în piept pentru ultimul. Ai, 5800. Îl zic? Da. În 26 de secunde să cer litere, Viorica. Da. Să cer litere. Eu o zic de la început că nu e ușor. Deci dai și 1000 de lei. Adică te poți duce, Viorica. Îi dau drumul, da? Da. A pierde din culoarea naturală a pielii, a părului sau a altor țesuturi. Dă literă dacă literă, vrei, ai nevoie. Literă. Că trec literă, secundele. Literă. Cât ai luat? Una, două, trei, patru. Auzi? 25 de secunde trebuie să găsim cuvântul ăsta, că dacă nu-l pierdem. Când se deschide pielea din cauza unei afecțiuni medicale, zice într-un fel. Pielea se deschide din cauza unei afecțiuni medicale. Hai că putem. Când se pierde culoarea inițială a pielii, se pierde culoarea.
De pigmenta. De pigmenta. Hai de... Ai, ai, ai. Yes. Hai. Măcar nu m-am făcut de râs. Zic eu. 6400 viri. Auzi, numai odată că poate se uită niște domni mari de la București la televizor. După câți ani de muncă? 33. Cât e pensia? 1348. Dar acum 8 ani când am ieșit cu 627. S-au uitat niște domni mari. Am încremenit cu decizia în mână și nu-mi venea să cred. Și te-ai apucat de lucru în continuare. Da. La 69 de ani îngrijești bătrâni. Eu îngrijesc bătrâni. Să-ți dea Dumnezeu putere de muncă. Mulțumesc!